Iar pe banca pandurilor Eugen Nagoi, acum atac foarte bun al brașovenilor, Batin, șutul lui Batin, scoate Mingote și apoi este ajutat acolo de Mamele, va fi corner și pentru brașoveni, prima ocazie acestei partide. Surprinsă aici echipa lui Petre Grigoraș, asta este poate cea mai mare problemă sau singura problemă nerezolvată. Centrare la marginea careului mic și Mingote scoate! Excelentă intervenția lui Mingote la această fază, a doua mare ocazie acestei partide. Mingote reușește să respingă mai întâi cu mâna, apoi cu piciorul. E intervenția etapei, iată reluarea cu capul a lui Munteanu și apoi tot Mingote scoate cu piciorul. Excelentă dubla intervenția lui Mingote. Elaios a alunecat acolo Mamele, centrare în fața porții, Batin nu ajunge. Foarte puțin i-a lipsit lui Batin să împingă această minge în poartă. Iată câțiva centimetri. Bună pasa lui Popa. Imediat reacționează Popa, un jucător oricum e bine ungurușan, însă până la urmă e deposedat. Nimeni nu l-a atacat decisiv pe ungurușan. Nistor recuperează. Cât de util este Nistor în sistemul lui Petre Grigoraș. Centrare bună acum, reluare spre poartă, este gol, este gol. Dar poziție de offside la Lemnaru. Semnalizarea lui Onița, vom revedea această fază. Iată, centrarea bună a lui Maxim și într-adevăr poziție de offside la Lemnaru, care înscrie pentru prima dată în această ediție de campionat. Cristea, execuție bună, însă Taborda s-a poziționat bine. Bună această preluare a lui Popa, deposed rusul pe jos, blocată. Acum ungurușan, îi scoate din nou lui Maxim, de data aceasta centrează Maxim și o face bine. Lemnaru însă, exact ce spuneam și mai devreme, nu se lipește de gol, aproape să trimită în out. Centrare de calitate a lui Maxim. Cel care va fi mâine seară în direct la Digi Sport 1 de la Cluj. Hadnaghi. Intervine Vlad foarte bine. Nistor. Continuă Nistor. Nistor. O pasă foarte bună a lui Nistor. Poziție regulamentară a lui Lemnaru. Lemnaru, gol! Gol Pandurii! Primul gol al lui Lemnaru în această ediție de campionat. Îi poate aduce lui Petre Grigoraș prima victorie în ultimele 5 partide. Excelentă această acțiune a Pandurilor. Până luna trecută gorjenii ne-au obișnuit cu foarte multe astfel de faze. Acum mult mai rare. Lemnaru și în sfârșit o finalizare de atacant. O pasă a lui Nistor, care face un sezon excelent